Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Rădăcini. Am intrat așa destul de brusc, că erau foarte animate discuțiile în, în, studio. O să prezint invitații din extrema cealaltă. Domnul Constantin Argint, din partea Școlii Populare de Artă. Domnul Pompiliu Ciolacu, directorul Palatului Copiilor din Târgu Jiu. Ambilor invitați, bun venit în emisiunea noastră. Bine găsit. Seara, Bine și expre am făcut în ordinea asta prezentările pentru că în ultima săptămână am avut la Târgu Jiu două manifestări foarte importante le și numi eu și prin participare că n-a fost numai una județeană, ba din contră, o să vedeți pe parcurs emisiunii că a fost una chiar de, cel puțin în cazul, pe fir de baladă manifestare de tradiție, cât are? 40 de, 40 de ani. 40 de ani a fost aniversare, nu? Da. Așa. La mulți ani și la cât mai multe ediții. Mulțumim, mulțumim. Uh, Au fost foarte multe județe participante. Am văzut uh, cealaltă manifestare, cea legată de... Meleaguri, brâncușiene sau cum exact. se numește? Noi suntem mai tineri. Dai, suntem la prima, sunteți ediție. la prima ediție vă urim și dumneavoastră succes. Mulțumim. Ce ne puteți spune despre această manifestare desfășurată în premieră în acest an? Și dacă a fost ediția întâi, bănesc că va continua. Bineînțeles. Sau nu, e, nu e legată doar de aniversarea Brâncuși nu, din acest nu. an. Nu. Am făcut uh, un festival pentru special pentru școlile populare de artă, întrucât astfel de festivaluri speciale pentru școli există mai puține în țară. Și am zis să ne vedem să ne întâlnim cu directorii de școli populare, să ne întâlnim cu profesorii de la școlile populare și cu elevii să vedem la ce nivel ne situăm. E adevărat că marea majoritate a copiilor participă și în alte concursuri, concursuri naționale, mă rog. Dar am zis să ne întâlnim, să ne vedem. Am reușit să strângem în acest an concurenți din 8 județe. Au venit la noi Mehedinciu, Oltul, Alba, Suceava, Brăila, Giurgiu, Caraș-Severin, Bacău și, bineînțeles, Gorju. Copiii au fost acompaniați de către Orchestra Școlii Populare de Artă, Orchestra ansamblului Maria Lătărețu. Da, haideți să vorbim pe niște imagini, o să le colegii din regie să ne dea primul calup de imagini. Fotografii făcute de Vasile Pleșa, artistul Vasile Pleșea. Da, acesta Pleșa. este trofeul. Așa da. au arătat premiile. Astea sunt imagini de la sala de spectacole. Noi am fi vrut să ținem spectacolele la sediul nostru la Teatrul de Vară, însă vremea ne-a încurcat și atunci am optat pentru această locație. Aici sunt cei doi prezentatori ai spectacolului, respectiv Raluca Elena Capitanescu și Iani Gârbaciu. Asta sunt imagini din uh, timpul desfășurării festivalului. Așa cum spuneam, festivalul s-a desfășurat în organizarea Consiliului Județean Gorj, al Școlii Populare și al Ansamblului Artistic Maria Tărețu. Și am încercat să vedem concurenții care vin din județe și din țară. Vârsta concurenților a fost între 10 și 16 ani, în două, împărțiți în două grupe de vârstă, 10-13 și 13-16 ani. Dacă treceam de vârsta de 16 ani, intram cumva în concurenții festivalului Maria Lătărețu, pe care le desfășoară ansamblul artistic Doina Gozu. Și atunci am zis să ne limităm noi până la 16 ani. Și eu cred că am, am făcut bine. Da, una din nelămuriri, adică nu neapărat nelămuriri, uh, faptul că avem și pe fir de baladă. Sunt uh, două festivaluri, uh, apropo de tradiția pe care o are pe fir de baladă, dar practic se adesează cam acelui segment de vârstă, din ce... Uh... noi până la 18 ani. Da, și problema ar fi, apropo de festivalul <coughs> acesta, care ar fi diferența dintre absolvenții, dintre copiii care sunt pregătiți tot de specialiști, că aveți nume mari și într-o parte și în alta. Absolut! Da. Care e diferența, să zicem, de pregătire? Ce fac mai, uh, mai special la școala populară sau ce fac mai în special la palat? Mie. Sau, de fapt, e cam același Mie lucru. Nu mi se mai... pare că este o deosebire, no, bani, noi în contră. Dacă ar putea să zicem o mică deosebire, nu știu la dâns, am înțeles că la anumite secții se percepe oarecare taxă. Da, de Pe când la palatul așa. Copiilor e gratuit, adică uh, școala populară de rata aparține de Consiliul Județean, iar palatul Copiilor de Ministerul Educației Ș Naționale și de Inspectoratul Școlarul Școlar. De deci suntem... Uh, a, a, asta e singura diferență. Dar administrativ <coughs> aveți și o subordonare față de Consiliul Județean, nu? Nu. Sau nu? nu de direct absolut, de Inspectorat. Nu, da. <coughs> am înțeles. Vorbind de acest festival primul, care este deci, în premieră la Târgu Jiu, Meleaguri Brâncușiene, am văzut totuși, apropo de costume și pot vedea și telespectatorii în imagini, foarte multe costume, mie îmi par destul de interesante, par originale, par tradiționale, deci nu, nu făcute la perioada de seară. Adică este. e preocuparea pentru folclor, cel puțin în zona Gurșului, dar în general în, și în Oltenia, este de majoră. Așa este. Uh, costumele naționale pe care vin copiii de la noi, sunt costumele lor. Sunt costume moștenite de la bunici, de la părinți, de la... Avem copii la școală, sunt cel puțin două fete care au câte o sută de costume acasă, naționale. Grupul Măriile Gorjului, pe care o să-l vedeți probabil într-una din imagini, care de regulă are undeva la 50-60 de fete, vin toate fetele cu costumele lor soția mea care coordonează într-o activitatea ansamblului pe parte de canto, în momentul în care intră copiii în festival, le verifică toate costumele. S-a ajuns până acolo încât unii copii o întreabă, vin cu costumul pe roșu sau vin cu costumul pe verde sau cu cel pe albastru. Toate sunt autentice. Nu se admite costumul ăsta nou, unele erau cusute pe material de ăsta de perdea în ultimii ani, care n-are nicio treabă cu ea țărănească adevărată. Nu, problema asta este, uh, măcar aceste festivaluri să facă și fac acest lucru din ce am văzut eu în general, să pun accent pe tradițional, pentru că deja, dacă ne uităm pe posturile de televiziune de profil, majoritatea, când vin să cânte, chiar soliștii consacrați, nume mari... Și-au mai transformat costumele, da, le-au mai lungit, da, le-au mai nu pus mai câte au, o dantelă... Da, nu mai au... Se vede da, că autenticitatea. Nu, Dar vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere... Această varietate mare de costume populare este mai valoroasă decât vezi o formație în același mod îmbrăcat și îți dă altă pată de culoare când vezi atâta varietate. De altfel, Gorju, așa cum vă spuneam și asta vă spun sigur, are cea mai mare varietate de, costum, de modele de costume populare existente. Spuneam de multe ori că fetele la țară uh, lucrau pe ascuns și doar în ziua de Paști atunci veneau cu un costum nou. Uh, Prietenele, vecinele care vedeau costumul, era normal în premieră, nu puteau să-l rețină pe tot, dar cu ce rețineau și cu ce mai compuneau ele și -au, sau creau, apărea alt model și așa mai departe. De asta, varietatea asta mare de costume de, de populare. Acum revenind la festivalurile pe care dumneavoastră <coughs> le-ați anunțat aici, vreau să spun că a mai fost un festival, e adevărat că nu de folclor și de dans modern și gimnastică aerobică, cu o săptămână înainte un festival național tot la fel la 11-a ediție, foarte valoros pe care tot Palatul copiilor din Târgu Jiu l-a la ținut. Iată că se completează cu festivalul de la Școala Populară de Artă, după aceea festivalul de folclor și meșteșuguri tradiționale. Iată, uite aici am îmbinat cele două componente, dacă vreți ale tradiției care sunt după prea indestructibile. Așa, adică costumul popular și și, și meșteșugul tradițional și cântecul și așa mai departe. Așa și acum, în momentul când noi filmăm și această emisiune, se desfășoară la Târgu Jiu Festivalul Național de Muzică Ușoară și Folk, coloana infinitului. Din Iată nou câte acțiuni și acțiuni cu copii, indiferent de, de instituția care o uh, organizează, sunt cu copii. Avem, este un lucru mare. Da, avem însă o problemă, înainte de a trece să vorbim și de pe fir de paladă uh, și să vedem și de aici câteva imagini. Avem însă o problemă foarte mare și problema acea mare este de vreun an de zile, sau în orice caz, aproape un an, faptul că, iată, și mai ales că a fost în perioada aceasta foarte ploioasă, dumneavoastră n-a putut să vă desfășurați în și a mers acolo pe insuliță. dumneavoastră pe centru a trecut prin diverse chinuri ca să vă să adresați unui public cât mai numeros, pentru că dacă așa putea să găsiți ori aceeași și locație, ori varianta de la Casa Armatei care nu știu cât a costat școala populară să țină acolo, dacă a fost gratis sau nu, nu știu eu, nu puteam să mi permit aveam decât niște bani pentru cazarea și mâncarea și masa elevilor. Deci nu puteam să-mi permit. Dar, una peste alta, e mai, mai frumos să ții un, un festival sau chiar un spectacol în aer liber, pentru că, datorită faptului că este în centrul orașului, oamenii vin, aud, se opresc, pe când, dacă îl țineam la Școala Populară de Artă, știam numai noi, chiar dacă televiziunile de multe ori fac, într-adevăr, reclama acestor festivaluri, totuși, oamenii, dacă nu văd direct atunci când trec, nu prea vin. Dar nu era normal și n-ar fi normal ca la Târgu Jiu locul unde iată atâtea manifestări frumoase, cultural, manifestări vândaul. de ani de zile și avem aici nume mari și în folclor arta da. spectacolului în general să nu reușim să-i să vedem tocmai din acest motiv că Iată, nu de ține vremea cu noi, ajungem în locații mai puțin propice spectacolului, și bă, și în condiții în care aveam măcar sala de la Casa de Cultură, care din moment nu îndeplinește, am înțeles că e închisă pe, din rațiuni de isu, că nu îndeplinește condițiile. De fapt, multe instituții sunt închise datorită acestui fapt, dar sperăm că se va găsi în viitor o, o soluție, pentru că nu putem merge așa la infinit. Pădea, acum mai <coughs> mers, că totuși e temperatura, da, da, mai. Da, da, -o da. Iarna... -o băga, da, da, da ce Festivalul face? Maria Rătărețu are loc în prima săptămână. Noi în noiembrie, noiembrie unul alții. E problema, dar mă gândesc da. că, totuși, Cred că totuși oamenii care conduc orașul nostru sunt și ei știu această problemă și sunt convins că în cel mai scurt timp vor rezolva acest lucru, pentru că e păcat. Noi, care, cei care creștem în școală, la școala populară, la Palatul Copilor, copiii care probabil asta va fi meseria lor de mâine, ar trebui să avem și noi un loc unde să ne putem desfășura. De altfel, chiar astăzi vorbeam în. Datorită faptului că temperat, ăsta, vremea a fost cum a fost, să facem totuși o adresă către primărie încât să găsim o soluție și pentru Palatul Copiilor în viitor să se construiască o, o mini sală de spectacole, pentru că vedeți dumneavoastră finalizarea a ceea ce facem noi în cursul anului, se face prin spectacole, festivaluri, concursuri naționale și internaționale. Am avea măcar... Terenul să poate fi amenajat o asemenea? Teren salat. se găsește, deci se poate găsi, nu e nicio problemă. Și noi am cam stat, am văzut așa oarecum cam unde am putea Aveți să facem. Aveți și propunere, asta de există. Da, e mare de da de avem. Lucru. Adică unde trebuie o sală enormă cum e Casa de Cultură, poate chiar și mai mică puțin decât e sala din teatru, că am înțeles că 200 de locuri are, da, da, dar să fie acolo, să putem să ne desfășurăm activitatea. Și asta n-ar fi numai pentru Paratul copiilor pentru că ar putea orice școală, orice grădință să vină să-și ține spectacolul acolo, nu ar deranja. Absolut deloc. Nu dar ar fi încurajator și pentru copiii pe care îi aveți și unii și alții ca instituții Absolut. pe care îi pregătiți. Și atât copii talentați, copii care îi vedem la televiziunile naționale da. pe diverse de la Televiziunea Națională și pe celelalte de muzică, spectacole pe care le țin, sunt remarcați, câștigă În, concursuri. -un spectacol pe care l-am prezentat eu la București, Floarea Carol, interpreta de muzică populară, spunea zice Gorjul la ora actuală, zice are batalioane de copii talentați care cântă folclor, muzică populară, instrumentală și așa mai departe, de genul ăsta. Deci trebuie să ne mândrim că suntem un județ care într-adevăr ducem mai departe tradiția, avem pepiniere, avem copiii care vor veni mâine să îi înlocuiască pe cei care sunt astăzi. Deci profesori de asemenea foarte buni, atât la Școala Populară de Artă cât și la Palatul Copiilor. Vedeți bine câți copii au participat la Next Star sau la alte emisiuni televizate sau România au talent și din partea Școlii Populare de Artă și din partea Palatului. Deci avem copii buni, avem profesori buni. Partea rea este că de câte ori copiii noștri merg acolo, niciodată nu spun acei realizatori, de unde vin copiii și cine a pregătit. Pentru că ei n-au căzut din cer talentați direct la uh, România o Talent sau la nectar. Și cineva s-a ocupat până au ajuns aici. Și e păcat, nu știu, eu înțeleg că ei își fac reclamă tot lor, dar munca aceasta care vine în spate, care nu se vede de fapt, da, dar n-ar fi ajuns fără fi palat, ajuns. sau fără școala populară, n-ar fi ajuns ce sunt acum, unii cei exact, exact, foarte exact. cunoscuți exact. și chiar la vârste destul de fragede, deci nu sunt... Noi am luat uh... copii de la patru ani, vă spun sincer. Și am dus și am dus. Pe urmă, de asta vă spuneam și n -n, când spun nu că trag uh, spuza pe, 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 pe focul meu sau mai știu eu cum, uh, palatul copiii totuși e totuși și o piepiniere pentru... În, 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 toate e, formațiile de, de, cultură, cum e școala populară de artă, Doina Gojul, liceu de artă, noi am trimis sute mii de copii spre liceu de artă. Sunt mulți, păi, Costi Sunt Argint, întrebați eu, eu am crescut. fost elevul școlii, eu deci, elevul ca Și pierdură. el și nevasta lui. Eu am fost, blond. eu am participat de la prima ediție a festivalului pe fir de baladă. Sigur. Am participat la toate cele 40 da. de, de El a și primit tot, o diplomă. Tocmai că vorbeam, vorbeam de pe fir de baladă și el cu probleme cu vremea. Asta a fost. Da, asta da. că tot am am, dar, am deviat puțin de la subiect, dar e foarte important pentru că vă spun, e cel mai vechi sau bătrân în Ghilimele, dacă vreți, festival Național de Folclor pentru, pentru în Copii în România. Da. Vreau să vă spun că a trebuit să refuz foarte multe județe pentru că tot din cauza lipsei de bani. Cred că ar fi venit 40, 41 de județe dacă noi am fi avut banii necesari să-i putem să-i cazăm. Să, și să, câte județe necele? au fost până la Au fost 14 județe la folclor și 9 la meșteșugurile tradiționale. Dar, Impresionant. Oricum, vreau să spun că, că dacă n-ar fi fost... sigur, dacă n-ar fost primăria vine, care, care m-a ajutat cu cazarea la vreo două județe, dacă n-ar fi fost centru județean pentru conservare și promovarea culturii tradiționale, școala populară de artă, iată, m-a ajutat să plătesc măcar președintele jurului, deci ne ajutăm, ne ajutăm cât putem, omenește, pentru că țelul nostru nu este de a ieși eu sau el în față nu. mai mult, ci copiii e cu să ajungă acolo unde trebuie le... să ajungă. Școala populară, deci centru, liceul de muzică, O să palatul. vă rog, o să rog colegii din regie să dea drumul la imaginile de la pe fir de baladă pe care le avem și dumneavoastră să ne spuneți câte ceva despre, da. despre ce s-a întâmplat acolo. Da, iată, e chiar pe scena mai... din centru orașului, din, de amfiteatru, unii zic groapă, dar mi se pare aiurea. Denumirea asta, oricum, probabil că a fost prevăzut tot ca un amfiteatru pentru spectacole și e, pentru că tot am ajuns la acest punct, aș vrea chiar să, să spun că Iată putea chiar să fie da. chiar o sală acoperită sau scena acoperită pe viitor, pentru că au fost mulți copii, vă spun, au fost în jur de 300 și ceva de copii din 14 da, județe, aceste cum vă imagini de grup sunt realizate de artistul da, Teodor Ddlou. Da, care Iar alte imagini sunt făcute de doamna Cristina Ciolacu. Da, de a mea vreau da. să vă spun că în momentul când am avut, a avut loc deschiderea, pentru că am deschis-o cu o, o baladă pentru firul de baladă, deci balada firului de baladă, cum ar veni, și versurile au fost create de colega noastră Camelia Cocioabă, Uh, e, în momentul când am uh, uh, început să recit, de fapt, uh, recitarea înregistrată înregistrată uh, înainte în studioul nostru de la Palatul Copiilor, am văzut foarte, foarte mulți oameni, oameni în toată firea ca, cărora le-a dat lacrimile pentru că Aici acel, avem echipajul câștigător echipajul că... Că dat la Vatra Dornei, deci s-au -au prezentat extraordinar din toate punctele de vedere, au avut și taraful numai din copii. Deci e un lucru extraordinar, greu, greu rezolvi în ziua de, astă, de astăzi, un taraf numai din copii. Ați și noi am avut câțiva maturi, a fost chiar domnul Argent și a, acolo. Și aici cred că o echipă care a contribuit da, la organizare, e, nu? E, o, parte o parte din, din echipă, pentru da. că vreau să vă spun că să organizezi un festival de genul ăsta trebuie ajutor mare. Ori dacă nu suntem... Setați așa pe aceeași undă, lungime de undă? Nu se poate. Sunt multe lucruri pe care nu le vezi în spate și zici bai că uit, au. Și au venit pe scenă, dar până acolo durează mult și sunt multe, multe probleme. Eu mă bucur că și în acest an acest festival a avut o amploare deosebită, de altfel au venit multe televiziuni, au filmat, Radio Craiova a fost alături de noi tot timpul cu atâtea reportaje și asta despre firul de baladă. Uh, Porcum, așa. din Oltenia, cred că e cea mai importantă manifestare pentru... Mai este călușul românesc de la, de la Slatina, dar nu-i de amploare asta. El mi se pare că e a 14-a ediție. Oricum, ca număr de, de participanți, el spunea că are cei mai mulți în jur de 1000 și, la care eu am spus, da, 1000 și care sunt din județul tău și 100 veniți din afară. Pentru că, vedeți noastră, călușul este un joc foarte, foarte cunoscut, chiar, dacă nu mă înșel, este în UNESCO pus, este, așa, este, mai departe, dar, dar este, este, este răspândirea în județul da, răcum, Olbi, puțin spre Dolj da. și undeva un fel de căluș în Moldova Va, Iată ce și desfășurat juriul activitatea. Dar, te, îi mulțumim laie. celor de la Crucea Roșie că ne-am promutat acest cort pentru juriu, că, na, dacă nu avea, mai și ploua uh, pe dânsii. Dar, uh, ce vreau să vă spun că Palatul Copilor din Grijiu, deși are o formație foarte puternică, de ani de zile n-a prea mai câștigat trofeul. Asta însemnează că Juriul este adevărat juriu, încât nu este pătinitor încât să văd dați gazde și trebuie să le dăm. Nu. Iată, am trecut, de exemplu, la Călugia Sălajul, cu un obicei extraordinar, de semănat, de cuta. Deci, avem, e pe bune, cu alte E pe cuvinte. bune și tocmai probabil, de -a, de -a, de, -a, de -a acestui fapt, foarte multe județe ne, ne solicită. De v-am spus, de multe ori suntem obișnuiți să mai refuzăm, le promitem că la anul, de fapt, și, mai și primenim, ca să zic așa, formațiile, că nu, nu, aceleași vin în fiecare an. Și am adus și din Tulcea, de multe ori din Ialomita, Brașov, chiar așa, Buzău, Acum am avut din Maramureș, am avut din Suceava, din Iași, din Bihor, din Timiș, Argeș, Vâlcea, Dolj. Deci am avut foarte, foarte, foarte multe formații și bune. Dar uh, cele mai bune parcă mi s-au părut ultimile două. A fost, uh, uh, ziceți, Vatra Dornei Dorne și Sălajul, dacă nu mă înșel, au avut iar uh, o formație foarte bună. Și ai nu și s-a prezentat foarte bine. Acum ce să vă spun, norocul mare a fost și că ne-a ajutat și Consiliul Județean prin Centrul de Creație că am dat și ceva premii în bani. Iată, nu numai hârtiile, cum spun unii. Dar ce înseamnă ca organizare? Deci o asemenea mamut de festival cu 300 și ceva de copii? Da ca și costuri. Cine acopere costurile astea? Uh, deci, reușește normal. și Palatul o parte? Sau uh, mă refer din buget? Noi, sau nu, se avem. noi, din noi nu avem extra. buget destinat așa da. decât aceste festivale sunt dorite faptului că avem niște proiecte pe care noi le facem. Merg la Comisia Națională Crăștiri din că și aici dumneavoastră ați avut. Comisia Națională le pune un punctaj. În funcție de punctajul ăla se alocă anumite fonduri. Da? Deci anul ăsta la, la, la firul de Vlas s-a alocat în jur de 10.000 de lei, deci 100 de milioane vechi, în care 1.000 de, de lei i-a folosit doar pe cheltuieli organizate. Ce înseamnă? Tonere, diplome, hârtii, pixuri, bape și toate cele care să cuprindă ăsta. În restul ne-a mai rămas 9.000 de lei care reprezintă cazarea și masa pe două zile a unui număr de 180 de copii. Deci până la 300 vă dați seama că... Bine, o parte din ei au venit și au plecat, județele lui cu cum e, Doljul, deci a venit, a intrat în concurs, după care a plecat spre reședința de domiciliu. Dar atât am avut, deci practic 9.000 de lei cu 180 de copii pe două zile de cazare. Restul deci... ce am avut, premii, cupe și așa mai departe, datorită ajutorului acordat de Centrul Județean pentru că o să vrea și promovarea culturii naționale, de Școala Populară de Artă, de Consiliul Județean și cam atât. Da, deci instituții. Da, primăria, a, pardon, ne-a dat da, ne 3000 de lei, deci 30 de milioane vechi, pentru cazarea a 60 de copii la Colegiul Turul Vladimirescu. Așa. de Probabil că primăria ne-a fi dat mai mult, și sunt convins de acest lucru, dar, având în vedere că a urmat și a urmează acum în desfășurarea Festival Național de Muzică Oșară și Folk, că le-a dat mai mulți bani, deci a, pentru a aduce acea scenă, formație și așa mai departe dar vreau să vă spun că am avut impresia acum înainte de a pleca, parcă este la cerbul de aur, adică e atât de frumoasă acea scenă cu lumini, cu să vedeți acum, de fapt, mă duc la 8, o să fie prima, gală la a celor care sunt soliști așa, și mâine vor fi formațiile, deci vom avea și formații și mâine seară se termină. Probabil că după aceea, până la 1 iunie, avea, am venit și -ne o mică pauză de respirație, ca să zic așa, că în ultima lună asta am fost festival peste festival, concurs peste concurs. Totdeauna luna mai este aglomerată. În lumea școlii, în general, sunt foarte multe proiecte, foarte da. multe concursuri, foarte multe festivaluri și am dat, ați dat exemplu dumneavoastră, iată doar 3-4 festivaluri în decurs de foarte o Da, eu mă bucur și că Școala Populară de Artă a mai contribuit și cu încă un festival în județul nostru pentru că e foarte important, așa cum vă spuneam, deci avem batalioane de copii și e păcat să nu îi împingem atât cât putem noi, pentru că noi putem îi împingem până la un nivel, după aia nu mai putem noi, nu mai avem ei să duc cu părinții sau din alte surse, au bani, pentru că să știți că ca să participi la fiecare concurs trebuie bani și de transport, și de mâncare și poate unele concursuri în alte domenii au și taxă. Deci, Cufiii ei sunt miniștri, de, de, de părinți, de de părinț. acolo, Deci, de e greu e. să ajungă sus, dar părinții încearcă, insistă și asta e un lucru extraordinar de mult. Iar bucător. finalizarea orei de muzică da. de la palat, de la școala populară exact. sau de la liceu de artă trebuie finalizarea este scena. Da, da aici e o problemă și ați adus-o, practică ați atins-o parțial, în sensul că ați văzut partea frumoasă a, pa a orei de muzică pe care o faceți dumneavoastră la palat, la școala populară. Și partea mai puțin plăcută în învățământul de masă, unde practic ora de muzică a dispărut. Ora de muzică, da, chiar, chiar, chiar și ora de desen de multe ori. Asta vreau să deci chiar practic, și alte materii. Da, da dar în special da. acestea care se adresează, aici se descoperă talentul la un copil. Dacă el poate are ureche, poate are voce. Dar dacă nu, nu poate șer, veni la palatul copiilor sau la școala populară, da. o să rămână totdeauna, pentru că nici profesorul de la clasă nu-l are, pentru că de regulă de, muzica da. se face de cu totul altă specializare, care nu o să reușească să. Deci, prima condiție este să aibă oarecum un glas dat de la Dumnezeu cât de da, trebuie să aibă talent. Că dacă nu are glas, poate să fie Beethoven să-l pregătească, nu are ce face, că nu poate. Deci, da. deci trebuie să-l în primul glas. După aceea să aibă și să muncească mult, foarte mult să muncească. Să aibă îndrumare. Noi când vedem, sau cetățenii când văd copiii pe scenă ceva, ce frumos cântă, dar nu se gândește, dar bă până ajunge să cânte aici. ăla care s-a ocupat de ei, săracul. Cât a muncit cu el ca să-l aducă, să poată să cânte așa mai departe. Deci mult de asta vă spun că tocmai aceia care depun trudă nu sunt niciodată nominalizați. Să zic băi, a fost iargin la pregătit pe ăsta domeniu. De ce? Că nu e nicio rușine. Este o mândrie. Ei, ori ei la televizor v-am spus, nu mai spun de unde vin și Bun, cine a acum pregătit. Acum e și... o vină a prezentatorilor de la televizor. Nu, 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 este ceva? ceva la nivel de televiziune. Fiecare... Da. Sau mai este și a celor care merg, și care de multe ori, e, când spun acele lucruri de covă. ar putea să spună, doamne, sunt ele sunt elevul lui exact. copilul Ciolacu sau, sau lui Probabil le cealacu. spun să nu spun așa ceva. A, asta da, e, e posibil. Da, asta este o, Probabil, zic. O că mă gândesc problemă. că orice copil are mândria să-și să, să nominalizeze profesorul, că e normal, că cu el a făcut. Ori dacă vedeți dumneavoastră, nimeni nu spune nimic, înseamnă că ceva, undeva este ceva. Da, mai e un lucru și știu că îl remarca un domn profesor care se a, deci a pus de mult creta în cui, cum se spune, și spunea un lucru despre, apropo despre activitatea, vorbea de palat în general, dar cred că s-ar putea extrapola și la școala populară. Și anume, dacă la română și matematică de multe, de multe ori rezultatele pot fi false, în sensul că la reușita unui examen poate, poate să mai fie și meditație sau altceva. La uh, activitatea de, de genul acesta e, e în primul rând talentul copilului și munca celui care îl îndrumă pașii în aceste instituții. Bine, unii dintre ei mai studiază și separat dar, dar mai puțin. Câteodată puțini. mai suferă și copiii că nu totdeauna jurile sunt așa. Bine, nici nu există jurul perfect, cum nu există niciun perfect. Să ne e, și e și subiectivitatea. Da. da, pentru că fiecare părinte, de regulă, își vede copilul lui aproape că cel mai bun. Știi? De multe ori zice, și chiar dacă îl vede pe altul mai bun, zice că lui e cel mai bun, știi? Se spune din popor că e, e cel mai bun. Exact, 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 că... da, da. Da, dar, e... dar, în general, v-am spus, ați văzut cu fiul de baladă, primul lucru pe care îl spun jurul este: Oameni buni, fiți corecți, că suferă copii. Și dacă suferă copii, e grav. Dacă jurul nu da, e bun și suferă da. copii, festivalul se pierde. Exact. Nu mai vin concurenți buni. Da, ce bun, de, ce să mergem, mergem la Târgu Jiu dacă tot ei, tot ei, tot ei, ei a locul întâi? Exact. Sau mă rog, în alt județ. De ce să mă duc la concurs la Constanța? Bine, sau... asta, asta nu trebuie nici să ne dreptățim, să zicem gorjenii, nu. când au valori în sensul... Nu, nu. nu, nu dăm e, la Târgu Jiu că să rămână... Anul ăsta la noi, spre exemplu, trofeul s-a luat de către o elevă de a Camelii. A, de, de la am luat și da. noi, de multe ori. Ia... La a cântat-o doină atât de frumos încât Maria Loga, care interpretă de muzică populară la ansamblul de Neagojului pe care o știm cu toții, a plâns în momentul în care a cântat Maria Mihailă, cea fata care a câștigat o frumă, o fată de 14 ani de la Țânțăren, când a cântat Doina, Maria a plâns. Iată nume care vom auzi de ele cu siguranță pe, absolut. Pa, pe, parte. Așa cum e Marian Medregoniu, care a fost la, doina, la care e la Doina Gojului și care a fost la școală, așa cum e Beatriz Bândoiu, așa cum e... Mă rog, din generația veche, majoritatea zoriștilor de la Doina Gojului au trecut pe la școala populară. Maria Loga, Victorița Lăcătușu și alții care olguța sunt Olguța acum. De... De olguța a be. fost eleva noastră. Deci, eu da. Iar mi unii dintre făi... plecat de la Palat, la fost fostul club aia, da, care au da, trecut fără, pe inșcoală. Și a fost cătura, și deci nu, și nu, nu. acum nu. sunt elevi care da. sunt elevi și la noi și la Palat. Nu e nicio problemă în asta. Bine, acum se crea să cu vreo două luni de zile o chestie din asta, pe care eu am rezolvat-o cu domnul director foarte scurt și a spus, trebuie să așa, că nu e cine e mai tare și e important să luptăm pentru copil, dacă e bun. Și dacă a venit la palat, ia nu ne doare gura să spunem noi că este și la palat și la școala populară, sau și invers. La... Da. Copilul, oricum, dacă a fost, e păcat să nu. Spui și unde a fost? Da, da în momentul când sunt unele, da. unele activități care sunt cumva similare, e pe undeva normal să fie prins Și într-o parte și în alta. poate că copilul. Ei, asta e, e normalitate, e normal și. Da, vedeți, asta, dacă eu spun de Costi Argin ceva, și altul zice, păi, stai așa că Costi Argint a fost și la mine. Deci, nu spuneți de mine. Deci, profesorii oare cum da. suferă și ei? Că știu că au depus și ei oarecare muncă acolo. Acum nu știu cât mai mult sau cât mai puțin. Important e că frecventează sau a frecventat. Așa. Și, 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 și asta e important pentru copil, ca să poată să acumuleze din mai multe părți uh, cunoștințe încât să ajungă, pentru că de-aia vin aici. Uh, avem, da. și, avem și câteva SMS-uri. Unul dintre, dintre ele spune așa. Uh, aș întreba invitații de la ce vârstă se poate merge de la palat și de la ce vârstă se poate merge la școala populară. Deci la palat de la 4 ani jumate, 5, în funcție de constituția copilului, până la 18 ani, inclusiv chiar 19, unde sunt liceele de 5 ani și care... Deci... Da. Și la școala, la populară. școala populară? vârsta este până la 40 de ani. Eu. Aici este marele avantaj. Că dacă omul vrea să învețe el sau îi se pare lui la 25 de ani că are ceva, poate să vină atunci. Nu trebuie ce, să mai fie În general, avem copiii de la balet și gimnastică, pe care avem tot ca și ei de la. avem grupă de 4-5 ani. La canton, în general, sunt copii care mai bine spre clasa 1-a, 2 la instrument vin de la clasa 1, cam așa vin. Deci, după șapte ani, sau în orice caz pe acum. Da, da. Sunt Clase copii care 8. sunt acum absolvenții noștri, care acum sunt colegii noștri. Uite, la Luca, Elena Capitanescu, am venit în clasa 2. Și nu-o trimitea nimeni decât învățătoarea ei care a avut reche muzicală, a făcut liceu pedagogic și în felul ăsta mi s-a părut că știe foarte și a venit la noi. Cineva spune, spune, așa, la Gur se fac foarte multe festivaluri, sunt foarte mulți copii valoroși. Din păcate, bani pentru mai multe lucruri nu se găsesc. E adevărat, dar vreau să spun că Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii, Școala Populară de Artă, Înseamnă profesionist Doina Gorjului contribuie tot timpul la multe festivaluri județene care sunt și cu bani. Deci copiii nu vin degeaba, întotdeauna câștigă un premiu, acolo, un premiu. Deci ce putem face noi, atât cât se poate legal, am făcut din tot sufletul. Vedeți dumneavoastră că acum în cultură nu numai încântat se bagă bani, în tot ceea ce înseamnă cultură, în toate secțiile de cultură. Deci copiii ia, și să știți că premiile Nu sunt chiar de ignorat Nu sunt ignorat. chiar așa mici așa? Nu, nu sunt. Da, Deci eu știu pentru că și Costică și eu S-am fost în multe jurii județene Și știm cum se dau sunt multe festivaluri da. Se face festival atizman Păi la de Botelești, exemplu, noastră, la Lugrești, credeți la... că la festivalul lăutarilor de la Bolboș și Dacă n-ar fi premiu ar veni vreunul nu ar veni niciunul. vă spun veni. eu Nu și-ar mai face nimeni un taraj Deci ca pentru bani, bani vin. Pentru că toată lumea are nevo nevoie de bani Și să știți că Gorjul la ora actuală deține probabil supremația în, în tarafuri. Încă mai sunt, să știți, în gorgi și în sate cum e zi, părău de, părău plicor, de acolo, în, de pe unde la muzicanți, sunt deci la Cărbunești foarte mulți, la noi, noi. da, da, de la Cărbunești și așa mai departe. Păi da. n-a făcut întâmplător emisiunea aia cu lăutarul de aceea pleca Gârbaciu, săracu, a plecat Gârbaciu, săracul a da. fost, da. care care a început și pe urmă a venit pe puse masa, ca să zic așa, Grigoreleșe. Asta spune, adică, a făcute. Exact, de asta spun. Dar e foarte important că și el le-a dus mai departe. Corect. Și el a câștigul mare. Cineva ne felicită, un domnul Driștoiul, ne felicită pentru Mulțumim. faptul că am Mulțumim. adus doi profesioniști în ale, în ale muzicii, spune Dânsul și folclorului. Costică mai mult, eu am mai puțin. Pompie mai așa, mult cu partea a lui. Așa, costur, spune. Cu... Da. Deci de, oricum, vreau să prezentați, Deci probabil am văzut da, da ce... bineînțeles că am prezentat a foarte a multe a a festivaluri, a chiar a la București, la Sala Radio, în mai multe locuri Acum, sunt mai bătrân, și m-am dedicat mai mult spre partea asta de crea creație populară. Da, cineva, cred că la dumneavoastră se adresează, vă întreabă ce e cu festivalul de folk și când se desfășoară el în seara aceasta, că n-a fost mediatizat, spune cineva. Ba, a fost mediatizat, atât cât am putut și noi. Au mai venit și televiziuni, nu spun care, pentru că nu e normal așa. Afișe s-au pus. Din păcate, oamenii, când trec pe stradă, săracii să se gândesc uita. la problemele lor și nu în momentul în care vorbim, se desfășoară, deci prima zi. Festivalul Național de Muzică Ușoară și Folk, da? Coloana Infinitului și mâine, la fel, toată ziua, pe parcursul zilei, iar mâine seară va fi gala relațiilor pentru formații. Bun, ne întoarcem la această săptămână de folclor care a fost la Târgu Jiu și care a atras, din ce am putut să vedem și au putut vedea și telespectatorii, destul de mulți, de mulți, de mulți spectatori. Cum este, în general, aceste activități, mai ales că dumneavoastră participați și la acțiuni similare și în județ? Cum este participarea? Adică publicul de la Gorj este un public care apreciază Muzea Populară sau începe să-l trateze? Eu sunt convins că este un public care apreciază. Numai că nu știu care este cauza și vreau să mă credeți că de multe ori m-am gândit de ce nu vin la spectacolele astea? Pentru că dacă treci munții spre Ardeal, Domnule, sunt arhipline și festivalul de copii, arhipline sala. Deci aici nu înțeleg undeva, este o ruptură, dar nu știu unde. Nu suntem noi în stare probabil din timp să facem o popularizare așa cum trebuie. Nu îi interesează televiziunile. Noi anunțăm de regulă, dăm telefoane, domnule, uite, avem un festival peste două săptămâni. Nu știu în ce măsură să uită lumea la posturile respective, pentru că atât cât putem noi, noi facem reclamă la, la festival. Punem afișe. E adevărat că sunt mai mici în funcție de bugetul Dar pe sunt. care îl avem noi. Dar sunt. sunt. Am văzut și pe default. Cred că sunt vreo șapte ori numai pe centru. Și culmea la noi e deci, intrarea gratuită. Adică și astea e care sunt intrarea... A, să vă spun, da, atât timp că nu se plătește nici intrare, chiar e glasă, Așa. Ne... Așa. Exemplu, poate se soare... nu știu perioada când sunt. Pentru că la... și la Doina Gorjului, când este festivalul Maria Lătărețu, Sala e arhiplină și tot gratis, e, deci. Deci ar putea să vină și la noi. Pentru că vă spun, sunt formații aproape că zici că sunt profesioniști. Care merită să le vezi, da. Culmea, la Sibiu se desfășoară festivalul vară, vară, primăvară, spre exemplu, festival de copii și tineret. Intrarea este cu bilet. E 10-15 lei biletul. Să li sunt arhipline, sale e arhiplină, 3 seri. Nu, nu cred că ar fi o problemă nici la noi să fie chiar și cu intrare. Nu, nu, nu cred că ăsta e motivul. Nu ăsta zic că e motivul, de dar zic că acolo vin. Noi și o să cu... încercăm și pe viitor să găsim această hiba noastră de, de ce nu vin oameni la spectacol. Este foarte important acest lucru. M-am uitat ieri pe un post de televiziune, domnule, s-a dus 5.000 de oameni din județ îmbrăcați în costume populare. Nu e ușor. Ușor. Am văzut la Bistranțot. S-a întâmplat lucrul ăsta. Da, pe zona de ardeal, da. cum spuneați. E alt... Oamenii, aia, nu știu, ceva. iubesc costumul popular mai mult ca pe ei. Iubesc costumul popular și țin drapelul la, la brâu. Acum deci. mai e și. Uh ar putea fi și o, și o altă explicație, poate că poate fi umblat puțin și la oră sau, adică mă gândesc la chestia asta, ce bine e câteodată vara când e festivalul internațional de folclor, seriile acelea când se umple amfiteatru și ăsta, da. poate oamenii ies la promenadă sau deci ceva dacă de genul Deci dacă ați nostru. observat, în prim, adică eu vă spun că am trăit și Costi știe și el același lucru, festivalul național de folc Poarta Sărutului pe care organizează Școala Populară de Artă, la începuturi, a a, făceau numai ei cu ei, cum ar veni. Da. E, știu, ușor, să... ușor în timp și are dezvoltă. Și a de făcut, un public. An, ce... da. Cred că e a 15 ediție Așa? se dezvoltă. Da, -a început la Oamenii zi, zi, știu da, început, că, că, că în august, în da. jurul da. de 6, 7, 8, pe aceea, este e festival. aici trebuie să știe și ei că an de an, Festivalul Național de, de, de Folclor și Meșteșugul Tradițional pe fir de Baladă se ține în cursul lunii mai, ori la jumătatea lunii, ori pe 21 mai, Când deci e... în perioada cam aceasta, an de an și de zeci de ani de zile. Deci, asta să, 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 să țină minte telespectatorii că de acum încolo de, și, și până acum dar să știe acea dată de mai că e a prima, a doua sau a treia da, săptămână, asta, aprilie, în maestru, mai să ține festival, acest de festival. e, festivalul de de sunt foarte multe manifestări la Târgu Jiu dar vă spuneam, e și chestia aceasta știam că de-aia am și întrebat și v-am lansat da. provocarea nu sunt, nu e un public atât de numeros pe măsura a ce se întâmplă pe scenă, aici, muzica aici populară e iubită aici. da? E că un, post, un post de radio care emite aproape numai muzică populară e cel mai ascultat. Deci da, este, vreau e vreau clar. să vă spun, după noi urmează dedicațiile muzicale și o să vedeți cum intra din tot județul și e bătaie, pe din, telefonul nu stă deloc în pur și care emit muzică populară. populară au. Acum eu mi-aș dori în viitor să văd mai multe afișaje. Uh, nu, sunt, uite cum sunt acum în campanie sunt frumoase dar trebuie să fie mai multe în care să se pună activitățile culturale sau să spună colțul cultural sau dacă ceva ne luăm după ce sunt acum în campanie da, în comparație cu acum patru da, ani dar ar putea să nu fie, una, să nu fie un da dar, un dar ar trebui să fie anumite să adică nu mai lipim pe geamuri, pe perez, pe cutare să fie multe, multe, mai ales în centru unde lumea circulă, lumea merge și atunci trebuie să afișezi undeva și dacă vede un, cumva pe afișat scris, se uite din curiozitate și vede acțiunea, dar așa Acum, dacă ar fi să uh, să tragem așa niște concluzii după cele două, după cele două manifestări, ce ați constatat, să zicem așa, sau ce aveți de remediat dumneavoastră la cei de la Școala Populară de Artă pentru anul viitor? Ce vi s-a părut că n-ar fi tocmai în regulă și trebuie să mai umblați pentru de e prima ediție și din regulă... Întotdeauna e ceva de da. La toate edițiile, nu numai la prima. Deci tot timpul În primul să... rând... Uh ar trebui să-l facem și pentru soliști instrumentiști. Anul ăsta am ales să facem numai pentru soliști vocal. Am... nu știam exact câte județe vor veni. Poate ne trezeam cu 60 de concurenți, pentru că noi n-am făcut preselecție. Am considerat că fiecare profesor din școala populară își trimite cel mai bun elev. Și atunci n-avea rost. Și dacă te trezeai cu 60 sau 70 de concurenți ca să faci 35 pe seară, era aproape imposibil. Doina Gorjului, care a cu profesionist, face cam 20-21 pe seară la Maria Lătăreț. Deci nu se putea atât. În momentul în care ne-am trezit doar cu cei de acum, ne-am dat seama că pe parcurs o să chemăm și instrumentiști. Poate, poate, zic eu, o să mărim un pic și vârsta maximă, spre 18 ani. Da. Zic, mă rog, ca și organizarea a fost bine. Astea cu scena, cu, le-am tot vorbit, cu sunetul a fost bine. Noi am reușit să ne mai cumpărăm niște instrumente în sfârșit. Deci a fost bine, cu organizarea a fost foarte bună. Domnul Bratu s-a ocupat de toată treaba asta și colectivul școlii. Acolo când se ține festivalul de folk, când se ține festivalul ăsta, o ediție nouă, toată lumea este ca și degetele de la o mână. Dar cred că atât, atât v -am avea de făcut. Dacă extindem cumva vârsta spre 18 ani și dacă băgăm și soliști instrumentiști. Să avem, zic eu, un 30-40 de concurenți. Rămâne aceeași perioadă și pentru anul următor? Asta va mai fi o problemă pentru că se vede că maiul e foarte aglomerat. Da, N-ar păi, păi trebuie să, trebui să se bată două festival, da. două acțiuni culturale în aceeași. Nu. E, acum da, vreau da. să vă, vă spun a fost că vă noi am la sfârșitul emisiunii. emisiunii, să știți că nu întâmplă am făcut de ambele festivaluri to că acum cinstit vorbind, nu mi s-a părut chiar în regulă să fie în aceea săptămână, pentru că, efectiv, dacă, din perspectiva uh, spectatorului, să da, vină da, da. să vadă două festival într-o săptămână, e mult. E mult. Nu, noi, când l-am hotărât în mai ne-am gândit să-l facem la teatru de vară ca să să fie cald asta ne-am gândit efectiv, am zis să nu intrăm noi în perioada de examene de sfârșit de an școlar, să nu intrăm nici în perioada de campanie, numai că s-a dovedit că ar trebui să-l facem în altă perioadă. Ați făcut-o, da, da, ați între. Deci exact, exact. Ne-a spus că și un spectacol cât de bun ar fi, dacă depășește trei ore deja, deja nu mai poate chiar dacă îi place. În momentul când ai foarte mult, nu ai ce face, trebuie să le E, dar vreau să spun că cel, mai, cel mai lung spectacol, L-a avut școala populară de artă, cred că acum 90 10 ani, când s-a înființat ansamblul Marială Tradiției a Școlii Populară 11. 8 ore sau cât. Sau Cam așa ceva. Da, 8 ore, eu, Bă, 8 eu ore am... a fost cu cu totul, cred că da. da. Tot Eu am prezentat, la la dimineața ce păcă. Da, da S-a terminat, da, da. a fost ceva. Dar a fost frumos, deci a fost foarte mulți invitați, Soliști de, de valoare, cu cunoscuți și recunoscuți, deci nu s-a pus prea. Eu la mine, două județe, n-am să le mai chem, pentru că de vă trei ani același repertoriu le-au și nu vreau să le-am spus, dacă veniți și la anul cu același repertoriu, salut. Nu mai. Adică schimbă, domne, ceva, nu, aceeași obicei, același lucru. Da, un material nou, sigur. De, deci nu se prezintă permanent. Da, dar aceeași. Știi. Asta se întâmplă în Festivalul <laughs> Național de Folclor. Dacă te vede juriu, pe tine ca și concurent, <laughs> da. ai venit cu o, o baladă. La 6-7 concursuri, nu mai dau premiu. Deci, nu, nu știe decât două cântece. Eu cu două cântece nu o să-i dau premiu în, în, 10 festivaluri, nu? Dacă vii cu material da. schimbat, dacă nu, nu mai vii. Și în afară de asta, mai aveți și alte lucruri de retușat după 40 de ediții? Azi... Hai. Dar tot timpul, nu, nu, tot timpul, Gă, trebuie să găsești ceva mai bun, mai bun, mai bun, încât să, uite, cum spunea dumneavoastră, de ce nu ne vin spectatori? Păi nu, eu eu v-aș ce propune stia? ceva nu. și cei de la școala populară au făcut acest lucru cu ora, a fost după amiază, nu? Da, la ora 18 și, Da. Început. Cred că și la dumneavoastră ar trebui să fie pe fir de baladă la ora Ne-am gândit la și la varianta serie. asta și m-am gândit și acum la varianta asta, adică în prima parte dimineața... Stabilisem, para, da, și, da. nu parada bineînțeles în primul rând, da. dar stabilisem ca județele care doar vin și pleacă să intre de dimineață și după masă să intre, dar ploaia nu ne-a lăsat Acum și, și da, trebuie să, a da. și, și pentru că altceva e seara, altceva când vezi luminile, nu știu da, ce, da, seara, oamenii iasă la veriez, plimbare, zi, la o recreere cât de cât și atunci e normal să se mai oprească atunci când văd ceva frumos și bun, e normal să se oprească. Dar uite, din păcate, v-am spus, dacă nu avem spațiu necesar sau exact cum ar trebui să fie, nu putem. Nu, dar cu siguranță, având în vedere că de 40 de ani e luna mai pentru pe fir de baladă, dumneavoastră cu siguranță va trebui no, ne vom să, vom muta să noi, vă mutați, e clar, da. E, nu, nu ne-am gândit că facem săptămâni. la noi. Da, da. Da, nu, probabil că îl vom face tot martie. La ca fel de să fie... adevărat este că Până una alta poate să încearcă o investiție la teatru de vară, spune, cu acel acoperiș sau ceva care îl ar salva foarte mult. Pentru că din sala are deja ea acoperi scena, n-ai nevoie, nu-ți da. e teamă că-ți ploaie exact. pe instrumente, pe actori. Nu, dar putea să -ar fie fi... ceva care exact, fie ca retract, ar să fie retractare. Exact, și da. când e ploaie, doar să. Și atunci toată vara ar putea fi folosită ca sală de spectacole, ca. Oricum, acum din perspectiva acelui care a văzut mai mult prin intermediul imaginilor ce s-a întâmplat acolo, dar la fel de adevărat să știți că sunt foarte multe ecouri și dacă vă uitați inclusiv pe Facebook, sunt copiii care pun, am câștigat la Târgu nu știu ce, da, sunt bine, foarte multe vă spun, de baladă și costia da. aceea, a, la prima ediție, el este vorba da, aceea. Da, da. așa, domne, e recunoscut în toată țara. Da, dai cu motor de, ce... de căutare nu, și pe Facebook, dar și pe celelalte, chiar pe Google, găsești da. foarte multe lucruri, foarte multe menționări ale festivalului. La dumneavoastră, chiar dacă este la început a avut ecouri pozitive da, manifestarea, da. n-am decât să, pe final de emisiune, să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la emisiune, să vă urez succes celor două manifestări mulțumesc. și primul lucru vă spunea să nu mai fie în acea săptămână, dar au fost niște reușite. Asta e concluzia. Oricum, după de 26 de ani, alături de colegii mei, dar eu în special m-am implicat în această acțiune foarte mult, pentru că am iubit acest film de balad, eram copil, mi-era necaz când nu eram și eu în formație, ei erau și de, de genul ăsta, dar m-am implicat ca și cum ar fi fost al meu personal, adică foarte, foarte, foarte mult. Dragi telespectatori, invitații noștri de astă seară, domnul Pompiliu Ciolacu, domnul Costi Argint, vă mulțumim pentru atenție și vă spunem la revedere! La revedere.